Moțiunea de cenzură depusă de PNL împotriva guvernului Ponta a fost respinsă, fiind exprimate 207 opțiuni pentru și 8 împotrivă. Respingerea moțiunii a fost anunțată și oficial în plenul Parlamentului. Parlamentarii partidelor din coaliția de guvernare nu au votat. Moțiunea de cenzură a PNL alege între România și Ponta un premier compromis. Demite-l pe Victor Ponta a fost semnată de 183 de parlamentari ai opoziției. Pentru adoptare și implicit pentru demiterea guvernului ar fi fost nevoie de voturile a jumătate plus 1 din numărul total al parlamentarilor, adică 276 voturi.